ziua, dragilor! Vă invit și astăzi alături de mine cu un nou proiect. O să vă arăt cum puteți să creați un caz pentru copilași folosind o farfurie de carton. Tot om de zăpadă vom face, pentru că încă este iarnă și zăpadă afară. Prima oară, într-un proiect, eu creez șabloanele. Da? Am făcut căciula, mânușile și am imprimat ceasul. Ceasul puteți să-l imprimați în funcție de mărimea farfuriei. După ce am creat șabloanele, am luat cartonul acesta colorat gros și am conturat cele două mânuși. Vedeți? Cu ajutorul șablonului am imprimat ceasul și am imprimat căciula. Așa că al doilea lucru, după ce am conturat, voi decupa toate piesele. Nu aruncați niciodată surplusurile de carton, puteți să le folosiți în alte proiecte. Puteți să conturați și cu ajutorul creionului, se vede mai ușor pe cartonul negru, la imprimantă se vede greuț și s-ar putea copiii să nu poată să vadă linia. În funcție de băiat sau fată, puteți să alegeți și culorile mânușilor și fularelor. Eu voi combina roșu cu verde astăzi. Și mai am de decupat fularul. La fel, l-am conturat și voi decupa pe carton verde sclipicios. Puteți să folosiți și carton buretat și fetru. Deci am decupat fularul, cele două mănuși, căciula și mai am ceasul de decupat. Eu am mărit pe imprimantă puțin cadranul ceasului pentru farfuria mea. Farfuria mea este destul de mare. În loc de farfurie de carton, puteți să folosiți și carton duplex gros. După ce am terminat de decupat piesele, o să mă apuc de asamblat. Primul lucru ce voi asambla, voi asambla cadranul ceasului, ca să, în funcție de cadran, voi lipi restul pieselor. Voi folosi lipici solid. Presez, trebuie să presez foarte finuț ca să nu îndoi farfuria de carton. Și ceasul acesta o să îl folosesc și ca fața omului de zăpadă. Cadranul are un cerculeț pe care după lipire o să găuresc cu ajutorul bățului de frigărui. Voi încerca să nu îndoi cartonul, pentru că aici o să înfic limbile ceasului. Următorul lucru, voi lua căciula. Căciula o voi lipi pe marginea farfuriei. Putem să o lipim și sus, putem să o lipim și deasupra cadranului. Voi folosi pistolul de lipit ca să fiu sigură că se va lipi. Peste căciulă voi folosi o bucată de carton roșie pe care o voi lipi cu lipiciul solid. Voi adăuga și un fulg de zăpadă folosit un perforator mai mare de fulg. Voi lua cei doi ochișori, am luat ochișori adezivi. Cu ajutorul perforatorului mare am decupat o semilună pe care o voi lipi ca și gură. Iar ca și nas am conturat morcovi. Așa că voi decupa un morcov mai mare și unul mai mic, pentru că limbile nu sunt egale la ceas. După decupare, voi perfora cu ajutorul unui cleștișor o gaură unde o să introduc cleștele și voi folosi cleștișorii aceștia care se desfac în două.
voi introduce cleștele în morcovi și în gaura pe care am creat-o în farfuria de carton. Iar pe spate voi desface cele două piciorușe, în așa fel ca morcovii, limbile ceasului, să se poată învârti. Ce voi mai adăuga? Voi adăuga fularul. Fularul l-am creat să se potrivească cu baza farfuriei. Voi lipi tot cu pistolul de lipit. Iar cele două mânuși le voi suprapune, la fel cu ajutorul cleștișorului. O să le găurez și le voi atârna sub fularul meu. Voi capsa o gaură și în fular. Voi introduce în gaură aceasta firul plușat și voi atârna o mânușă în stânga și o mânușă în dreapta, ridicând firul plușat. Firul plușat are o sârmă înăuntru, este foarte ușor de folosit, vedeți, și nu mai cad mânușile. O să lipesc și doi obrăjori. I-am perforat cu ajutorul unui perforator. După dorință se poate pune și o agățătoare, copilașii pot să-și agațe ceasul în camera lor. Și ia uitați-vă, proiectul meu este gata, foarte simplu, este recomandat pentru copii peste 4 ani, care deja știu să decupeze, și este un proiect educativ pe care poate să-l folosească părinții să-și învețe copiii nu doar să creeze proiectul acesta, ci să îi învețe și ceasul. Mulțumesc că m-ați urmărit, ne revedem miercurea viitoare cu un nou proiect. La revedere, o zi frumoasă!